Bitch, I did it, I made it, I'm loved and I'm hated. I started from the bottom. Ce faceți, gang? Bine ați venit la un nou video. Acum o zi sau două sau trei, nici nu mai știu. V-am cerut întrebări pe Instagram. Am primit o grămadă de întrebări, mai ales eu din ele. Probabil voi mai edita din ele. Voi încerca să răspund la toate, mare parte. Să vedem ce avem aici, nu? Deci, prima întrebare. De la Ela Daniela. Bă, lai să stăvălesc pisica. Nu eram pregătit pentru întrebarea asta. A doua, care nu e o întrebare. Până dau pisica, trebuie să mă faci vedetă pe YouTube, de la Alex FZR. Deci trebuie să ieșim la joacă. Tot frate ieșim, poate mergem la platou, la facem, filmăm ceva, vedem noi. De la George Badea 1, BMW 36. S-au pasat. V6 cu tăblițe sub buroțul din spate. Nu știu care e Passat B6, stai aici. Voi lăsa pe aici o poză cu Passatul B6, eu nu știu care e. F36, dai seama, de ce se-mi pun tăblițe sub roți? Alexandru Judelu. Judeu. Te-ar interesa să fii subiect de reportaj și aici mă refer la pasiunea ta pentru drifturi. Stai aici. Stai, cine e băiatul ăsta? Top, da, sigur. Mamă, mi-ar place. N-am mai apărat TV-ul până acum. Trebuie să sun pe mama să-i zic că am reușit, gata, să-mi vedetă. Dar m-ar interesa. Unde e pisica albastră? Păi eu am vândut-o unui tovarăș, tovarășul a vândut-o mai departe, a lovit-o cineva și probabil a remat acum, nu știu. Vino la Băneasa că se crede lumea șmecheră pe acolo. Poate o să vin, poate nu, o să fie surpriză. Hai pe la Constanța. Băi... aș fi venit vara, dar nu știu. Poate vin, să văd. Poate filmez ceva cu pisica acolo. Dumitru Denis, câți care are BMW-ul? Băi, momentan nu știu, dar voi merge la VRT Remap. Voi face acolo un video să văd câți cai mai are pisica asta, mea. Chiar sunt curios. Robi TMX, te dai? De obicei, dar acum nu. Cătălin Ionuț 21, ce ai făcut vechea pisică? Băi, frate, i-am luat-o unui tovarăș. El a vândut-o mai departe, a luat-o cineva, a lovit-o, dar a făcut-o praf. Și acum nu știu ce se mai întâmplă cu ea. D.Andrei24, hai cu drifturile. Urmează, bro. Urmează. D.Andrei24, cât a fost prețul la E36? Dacă te referi la E46, dacă te referi la E46-le gri pe care l-am avut, sincer, chiar nu mai știu. Prima dată când te opri poliția. Prima dată când m-a oprit poliția, aveam permisul de 2 săptămâni. Mă grăbeam, nu mai știu unde, cu manele la mână. Deci era Florin Salam, era acolo, așa. Și ce a făcut Fox? A dat direct în radar. Direct în radar, cu 100, nu știu, 117 sau 120, nu mai țin minte exact. M-a oprit, m-am panicat, am zis gata, mai am permis, s-a dus, mor. M-a oprit, a venit polițistul la mine, mi-a zis că, băi, ăsta, m-a luat așa. Băi, ăsta, nu s-a uscat bine cerneala pe permis și tu faci de-astea, mă? Eu atunci am zis gata. Am zis, m-am dus. Verbal mi-au spus că dacă mai aveam încă 3 km în plus, îmi am luat permisul. Deci, prima dată că m-a oprit, era să-mi ia permisul. Dănuț 13. Scuză bună dacă mergi fără permis și te oprește poliția. Domnul procuror, sunt nevinovat. Domnule procuror, sunt nevinovat. Primesc fără permis, doar am cântat. La mine a funcționat cu drifturile și nu m-a oprit nimeni. Adică m-a oprit, dar mi-au dat drum. Când schimb jantele de pe pisică? Băi, nu știu. Momentan am alte chestii de făcut. Nici nu știu dacă schimb jantele. Să văd. Ce BMW recomand la 18 ani și ce motoră? E46 20D. Întrebarea este de Toma Mihai 28. Marți Viorel 01. Ai avut vreodată permisul suspendat din cauza drifturilor? Au încercat, dar nu au reușit pentru că fiecare avea drepturi. Iar dacă vrei să suspensi permisul cuiva, trebuie să urmezi anumiți pași legali prin care poți face asta. Dacă nu-i urmezi, e egal cu zero. La ce vârstă ai condus prima dată și ce mașină? Nu mai știu, eram foarte mic și mașină, o Dacia probabil. Da, o Dacia. Era foarte mic, mai știu. N-ajungeam la pedale, trebuia tata să mă țină așa. Nu mă ținea pe el, că eram atât de mic eram. Mă ținea așa, stăm cu volanul și apăsea pedale. Foarte mic avan, cred că 10 ani, 8 ani. Dar de atunci tot conduc. N-am făcut un accident din cauza drift. Băi, asta e o întrebare chiar foarte bună. Și da, am făcut. Dar nu a fost din cauza driftului, a fost din cauza mea, pentru că nu am fost atent, era mult fum, n-am văzut bordura. O să pun un videoclip ca să înțelegeți despre ce e vorba, că e mai ușor decât să vă explic. Asta s-a întâmplat.
Juan Antonio. De ce ai ales un E36 și nu al model de BMW? Pentru că e foarte ieftin la piese. Asta în primul rând. Se strică greu, e ok. Nu mai mi-au, frate, mașină scumpă să fac drift niciodată. Bine, dacă mi-au un 350Z, da, o să-mi iau mașină scumpă, dar altfel nu. Fiți atent aici, întrebare. Dacă Dumnezeu este atot puternic, poate crea un bolovan suficient de mare încât să nu-l poată ridica? Presupun că da, nu știu. Tutoriale de drift când? Foarte curând. Foarte curând. Când scoți piesă? Pe 12 filmezi clipul, la sfârșitul lunii viitoare sper. Vei face pisica turbo? Da, aș vrea să fac pisica turbo. Să am mai mulți cai pentru că nu mai simt nimic. Merg cu mașini, fac drift cu mașina asta, nu e nicio senzație pentru mine. Facem treabă bună cu mașinile Car Club Turnul. Băi frate, chiar am vrut să vă scriu să vă felicit, dar nu știu, m-am luat cu altă treabă. Mi-a plăcut foarte tare că deși poliția nu v-a lăsat să țineți evenimentul în locul în care îl aveați planificat, voi nu ați renunțat și ați căutat alt spațiu unde puteți să vă învârtiți. Ceea ce mi s-a părut foarte tare, majoritatea ar fi renunțat, asta e următorul. Voi nu, n-ați renunțat, ci mi-a plăcut foarte tare asta, felicitări. Da, chiar faceți treabă foarte bună cu mașine și cu evenimentele. Ești din Tokyo Drift? Eu sunt ăla din prima scenă, dacă știți, din Tokyo Drift, când se întrecă ea. Și vă pun un video aici. Eu sunt ăla cu mașina albă. Câte accidente ai avut? Implicând alte mașini, niciun. Din prostia mea că sunt prost, unul singur, la drift. Că am zis, e fum, hai că trec cu fum. Și am trecut cu fum. A fost mai încolo, întrebarea. A fi sau a nu fi? A fi, că e mai bine să ai decât să n-ai, nu? Te vedem și noi vineri la Ikea, te dai? Băi, nu știu. Dar poate da, poate nu. O să fie așa ca o surpriză. Nu e o întrebare, dar te iubim, Fox. Băi, și eu vă iubesc pe toți abonații mei. Mă bucur că vă place ceea ce fac, că mă susțineți. Chiar n-am ce să zic. Dacă mă vedeți pe stradă, frate, nu ezitați să veniți să facem o poză, să discutăm. E foarte ok. Când pregătești pisicuța pentru Drift Expo, să o faci perfectă din toate punctele de vedere? Păi, eu o să încerc, dar nu știu cât de perfectă poate să fie o mașină care singurul scop e să mergi pe lat cu ea. Adică nu poți fi atât de perfectă. Când vine swap-ul? Sper că luna viitoare. Sper. De la ce vârstă te-a pasionat probabil să te dai cu mașina? Am început să fac drifturi pe la 20 sau 21 de ani și am continuat tot așa. Nu știu, mi s-a părut foarte interesant. Înainte îmi plăcea să viteza și astea, dar te vine puțin plictisitor, că na, mergi drept. Wow, ce chestie. La drift e altceva, că trebuie să ai control asupra a ceva ce nu ar trebui să ai control, gen. Nu știu cum să vă explic. Asta mi se pare foarte interesant. Pentru că la drift, dacă nu ești bun, lovești mașina. La liniuțe, doar... 100 de km. Da. Câte mașini BMW ai avut? Multe, nu știu. Habar n-am. Cred că peste 20. Cât de des schimb cauciucurile la mașină? Dacă e vineri, le schimb vineri. Dacă e orice altă zi, vineri. Cât costă 10 minute să mă învârc cu pisica ta? Ce, băi, frate, dar tu ai impresia că poți să mă cumpere așa? Cine, drept cine mă iei? Uite, să, 10 mi- să mă învârc cu mașina ta 10 minute cum? 10 milioane. Când ai omologat geantele? Așa am cumpărat mașina, nu știu. A avut ăla, a făcut scheme, manevre pe acolo. Hap, pisica cu geante pe 18 omologate. Nici M nu are geante pe 18 omologate, dar pisica mai are, nu știu. Ce este muzica pentru tine? Întrebare aici. Păi depinde, nu știu, depinde de starea ta. Când mă simt trist, muzica mă ajută să, gen, mă înveselesc. Când mă simt așa mai down, mai deprimat, mă ajută să mă motiveze. Nu știu, un boost, cred, remediu, nu știu, remediu, pardon. Haba. Put it out the coupe at the light.